înțeleg că Jake are două mame. Așa e, are două mame. Eu și... eu sunt mama adoptivă. L-ai adoptat? L-am... nu pot să zic neapărat că l-am adoptat. Mi l-a dus o prietenă să stea cu mine 3 zile și de la 3 zile, uite că am ajuns la 3 ani. Ți l-a adus, adică doar să ai grijă să de el? Să am grijă de el 3 zile, că avea treabă și după 3 zile am ajuns la 3 ani. Ce, cum v-ați împrietenit? Cum ai simțit că nu mai poți să-l dai? Când... ce te-a cucerit domnul Jack? Când am fost să-l dau, am deschis ușa, s-a uitat la ea, s-a uitat la mine, s-a mai uitat o dată la ea, s-a mai uitat o dată la mine și apoi s-a dus la lift. Adică s-a întors. Da. Și de atunci am zis, nu, nu se poate. Cățelușul ăsta trebuie să stea și cu mine. Și acum petrecem timp non-stop împreună. 14 ani. 14 ani. Da. Însumând câți ani de când e cu tine? 70, cred. 70 în alcăinești. A, însumând de câți ani e cu mine. Așa, scuze. 10 ani. De 10 ani, zici. Nu, de 3 ani. De 3 ani stă cu mine. 3 ani. Da. Deci poate fi folosit un cățel în scop terapeutic, ca să fiu știi. Mai egoistă cumva. Să știi că da. Da. Așa e. Și îl scoți de câte ori pe zi, Gabi? Când e cald, de 3 ori pe zi. Când e frig afară și plouă, bine, când plouă, nici măcar el nu vrea să iasă. Dacă vede ploaia, se oprește în dreptul ușii de la bloc și nu vrea să iasă. Și atunci... și trebuie să trag de el. Hai, Jack, te rog, hai că uite ce-ți dau. Trebuie să-l... deci mă rog, există de un limbaj al iubirii, clar. Există și a fost așa o chimie între noi de la început. Plus că eu iubesc foarte mult animalele. Și chestia asta provine de acasă, de la ai mei. Am înțeles că există o pasiune din familie asta cu iubire față de animăluțe. Da. Mătușa strânge căței, îi adună, tu la fel, tata la fel. Eu la fel, tata la fel. Chiar săptămâna asta când am fost la țară la ai mei, am găsit într-o benzinărie o cățelușă. Vișii i-am pus numele. Și am luat-o acasă. Și nu... se întâmplă foarte rar că eu să duc căței acasă, dar tatăl meu îi duce, aduce foarte mulți căței acasă. Sau dacă vine vreun cățel și e neajutorat, îl ia și îl bagă în curte. Și ține. Și câți căței aveți acasă, Gabi? Nici nu știu să spun. Adică mulți? Avem. Avem la căței, da. Dar iubim pe toți. Deci ai crescut cu căței? Da. Ți-ar fi și greu să te desprinzi de... foarte greu. Plus că înainte să apară Jake, îmi doream foarte mult un cățel. Insistam, băteam din picior, vreau cățel, vreau cățel, vreau cățel, vreau cățel. Și la un moment dat, după ce a apărut Jake și am văzut că nu mai pot să mă deslipesc de el, prietenul meu de la vremea respectivă mi-a zis, ok, vine ziua ta, vrei cățel de ziua ta? Și zic, Doamne, dar n-am cum să mai vreau cățel. Păi eu l-am pe Jake, se supără Jake. Deja mi-a zis, n-am cum să iubesc un alt cățel. Gândește-te că stau cu el zi de zi. Vine cu mine peste tot, la repetiții, la nunți îl iau cu mine. Nu cred. Da, vine la nunți cu mine. Și ce zic? Deci, bastă în camera de hotel, când e hotelul aproape. Așa. Asta când avem deplasări. Dacă nu, stă cu mine seara la, efectiv, la eveniment. Auzi, asta mi-amintește de un banc, știi? Era un banc la un moment dat cu unul care voia să-și dreseze cățelul. Și îl dă la nu știu care, ăla nu reușește, până la urmă îl iau niște lăutari. Înțelegi? Și pleacă ăștia cu cățelul la nuntă, îți dai seama, volumul e infernal, nu știu ce se cântă, la care după o anumită perioadă de timp se întorc lăutare, știi, cu cățelul. Doamne, dă-mi banii că ți-am dresat cățelul, cățelul tău nu mai este speriat. Și la un moment dat nu știu cum s-a auzit un zgomot de genul ăsta. Și ar fi început cățelul să danseze și zic, hai da, hai da, nună mare, știi? Da. Cam așa ai inițiat și tu. Mie spuneau colegii mei că îl țineam cât timp cântam eu, stătea cu colegii mei și spuneau, Gabi, dacă l-ai fi văzut cu de atent, stătea el și asculta că îți cunoșteam vocea. Asta știi că sunt căței care cântă. Da. Fiica da. Mea are un labrador acasă și în momentul în care apasă clapele de la pian, începe și el și face au. Da, Jake al meu nu cântă. Deși a ascultat atâta muzică, știe atâta muzică. Sunt convinsă că e foarte erudit din punctul ăsta de vedere, are cultură da, muzicală. Da, da, eu îl mai întreb la evenimente, zic, Jake, piesa aia de la ce ton o fac? Uite, săracu așa la mine, știi? Și cred că tu ar trebui să știi. Dar fii atentă. Da. Ți-aș propune o chestie. Hai să bem un suc pe undeva, te primește cu Jake pe la restaurante, prin... Nu prea ne primesc, dar... Hai la mine! Stai aproape? Stau aproape, da? Stau foarte aproape, vis-a-vis de parcă. Hai! Hai să mergem!
Hai, Jack! Îți impune o organizare, da, în program, că... Să știi. Să ieși cu el, să-i dai să mănânce, să aveți momentele voastre de tandrețe. Da, ai dimineața, știi cum sunt? Cele mai frumoase. De 3 ani am și eu diminețile frumoase. Rețin asta, să știi. Dezvoltăm la un pahar de suc. Da? Domnul Jake, avem permisiunea să intrăm aici în cofetărie. Să ne cumperi și nouă două prăjituri, Jake? Da. Da, te rugăm. Ca să stăm. Hai. Ce bună ziua! Gabi, ce prăjituri ale copilăriei îți plăceau sau îți plac încă sau se găsesc? Încă. Nu știu dacă se găsesc. A, cornuleți aveți? N-aveți, nu? Deci nu. Uite, amandină, savarină, amandină știu că era și atunci când eram eu mică. Eclere. Sau eclere, uite aici, da. Da, cu ciocolată. Ce zici, luăm? Hai să luăm câte un. Câte un ecler. Două ecleri, vă rugăm. Două eclere, da. Aici. Nu, le luăm la pachet. Da, mama. Și domnul Jack, ce îi luăm? Nu prea avem ce. Din păcate. Are un regim special? Are un regim special aici, dar la țară se termină. Are acces la La țară ce? Mănâncă cam orice. Și dacă nu-i dau eu, îi dau ai mei. Ce favorizat ești tu, mă, băiete? Ți, mamă! Mulțumim! La revedere! Hai! De domnul Jack! Yeah. Și spuneai de Jack că cele mai frumoase diminețe ale tale îi se datorează lui în ultimele, da, ultimii trei ani. În ultimii trei ani pot să spun că mă trezesc și o fericită. Când adorm cu el și când mă trezesc cu el. Ce face el dimineața de te simți tu fericită? Doamne, dacă ai ști cum se alintă și cum vine și mă pupă și ne jucăm dimineața. Deci aveți momente de tandrețe bun. Da. Tot, dacă trebuie să mă trezesc să ajung undeva, mă trezesc mai devreme să pot să mă alint cu el, să mă joc cu el, să scot, să, știi? Și să ieșiți la plimbare, să vă oxigenați împreună. Exact. Mă duce gândul la băieți, la bărbați, la tineri, la domni care își iau câte o pufoșenie de asta mică, cu un scop anume, să atragă atenția, știi? Să cucerească domnișoarele care se opresc tot timpul și... Vai ce pufoșenie, vai ce cățeluș. Da. Contrastează cu... Cu sufletul, da. Da, exact, și cu necesitatea ta până la urmă de a-ți asigura în bazinul emoțional această tandrețe. Da, să știi că eu recunosc, sunt un om care are nevoie, mai ales dacă nu primești din partea oamenilor sau că e din ce în ce mai, a ajuns să fie din ce în ce mai greu să primești afecțiune, iubire din partea oamenilor. Care e limbajul iubirii la tine, Gabi? Știi că pentru unii oameni sunt importante cuvintele, pentru alții cadourile, pentru alții atingerea fizică. La tine ce e cel mai important? Să mă poată privi în ochi când îmi spune ceva. Adică să fie sincer. Să fie sincer, da. Să mă privească în ochi. Există pe undeva o rană ta legată de această lipsă a sincerității? Există, categoric, există. Am, de-a lungul timpului am întâlnit și oameni care nu au fost sinceri cu mine. Sau poate au fost oameni care au avut capacitatea de a mă privi în ochi, dar nefiind sinceri. Știi? Am întâlnit. Uite, cu el am împărtășit toate dragostea din lume. Și oferă dragoste necondiționat, domnul, da, Jack.
Da, l-ai operat pe Jack? De l-am operat, da. L-am operat acum câteva luni. Hai, gata, mă, să mai mâncăm un pic. Hai să mâncăm, hai că noi suntem prieteni așa. L-am operat acum câteva luni că și-a luxat piciorul. Am fost la țară și a alergat pe acolo, s-a jucat mai mult și mă plimbam cu el prin parc și deodată îl aud că plânge și stătea așa cu piciorul și-o ridicat. Și am fost cu el la radiografie și l-am operat. Dacă știi ce frică mi-a fost. Dar știi că are o vârstă avansată și mai devreme sau mai târziu plecăm cu toții. Știu. Am ajuns să mă gândesc la asta zilnic. Mă gândesc la asta, Doamne, mă uit la el, îl drăgăleșesc așa și zic, Doamne, mama, zic, de ce te-am întâlnit așa târziu? Dacă va veni o zi și, știi, mă gândesc. De unde prenumele ăsta Gelica? Gelica, da. De la nașa mea. Dar culmea, pe nașa mea o cheamă Marcela. Așa. Dar toată lumea o alinta Gelica. Și mi-au pus și mie prenumele ăsta Gelica. Dar foarte puțină lume știe. Îmi place mult aici, în căsuța ta, în garsoniera în care locuiești. Mulțumesc. Ai o energie foarte bună. E o atmosferă așa foarte liniștită. Chiar e, da. Jack nu are nevoie de lavalieră pentru că el este foarte bine... El știe să se facă auzit. Da, mă? Numai ce spuneam asta. Ne deranjează ceva pe aici, lumini, nu? O cameră, ceva, sau mai dorești tu să mănânci? Deși el ar trebui să fie învățat, obișnuit cu camerele, că a mai apărut pe la TV. Revenind la nașa de botez, există prenumele ăsta trecut pe undeva? Pentru că eu știu așa de Gabriela Vladu. Este nepoata Stelianei Sima. Ai avut o intervenție legată de miopie, da, știu că te-ai operat. Și că a existat și o despărțire în viața ta de un om pe care l-ai iubit foarte tare. Da, am căutat despre tine și nu am aflat mare lucru, deși ești un om absolut senzațional și ești deosebit de frumoasă și talentată. Mulțumesc. Și iubitoare, după cum confirmă Jack. Ce mai putem ști despre Gabriela Vladu? Gabriela Vladu muncește. A început să muncească de când s-a dat startul evenimentelor. Muncește să-și ia o casă și să... Îți dorești casă construită pe pământ sau un apartament? Un apartament. O locuință, pur și simplu, dar care să fie proprietate. Da, că m-am săturat să tot stau cu chirie de atâția ani. Cât de greu ar fi sau ce anume ar presupune această dorință ta de a avea casa ta proprie? Știi că toți avem începutul cu experiențe, cu trepte de urcat, cu greutăți. Presupune multă muncă, să cânt mult. Așa. Și să-mi fac treaba bine ca să pot să strâng bănuți, pe bănuți să pot să-mi iau o casă. Ce presupune cântatul? Acum vrem să aflăm dincolo de ceea ce văd oamenii, că o văd pe Gabriela așa tot timpul aranjată, cochetă, și ascunde, că fiecare ne ascunde oboseala cu ceea ce putem. Să știi că mai obosită ca anul ăsta, nu știu dacă am fost în vreun an. Cred că și venind după o pauză, pauza aia de 2 ani, am obosit foarte tare anul ăsta. De la jumătatea sezonului eu spun, abia aștept să se termine să pot să mă liniștesc. Am obosit. Gândește-te că joia, vinerea, sâmbăta, duminica. Sunt 4 zile din săptămână, 4 nopți de altfel, pe care nu le și, dormi, nu te odihnești, ci doar muncești. Și oricum eu de obicei nu prea dorm, adică mie, de mică, de când eram copil, eu nu dormeam noaptea. Și mi-e foarte greu să... Stau în casă, chiar dacă nu am de cântat, și adorm foarte târziu. Mi-a intrat în reflex programul ăsta de adorm la 4-5 dimineața. 4-5? Da. Și la ce oră te trezești, Gabi? Cât dormi pe noapte? Cât doarme Jack. Norocul meu e că Jack doarme suficient de mult. Adică nu e un cățel care să se trezească dimineața la ora 7, hai du-mă afară. Dacă mă trezesc eu la 12, 1, atunci se trezește și el. Ai spus așa, 2 ani în care ai stat foarte mult acasă, ți-ai fi dorit poate să muncești mai mult, da, și categoric. Așa a fost contextul, climatul, că ne-a priponit cumva la domiciliu. Da. Dar eu știu că în această perioadă, mai puțin plăcută pentru toată lumea, oricât de mult ne-am fi dorit să fim mai activi, n-am fost lăsați, nu ni s-a permis, știu că ai avut o relație.
Ai avut o relație și o poveste de iubire lângă un om alături de care sunt convinsă că ți-ai conturat măcar în perspectivă un model de familie. Am văzut că ai afirmat la un moment dat că în respectiva perioadă v-a fost, ca să zic, respectiva perioadă v-a fost prielnică relației. Da, pentru culmea. Că ați petrecut foarte mult timp împreună. Da, culmea, cât timp am stat închiși în casă, ne-a fost foarte bine. În momentul în care am revenit la fiecare cu treaba lui, atunci lucrurile n-au mai început să meargă. Cu ce se ocupa acest fost iubit al tău? Fiecare cu treaba lui, nu exista un domeniu de activitate comun? Nu exista un... Deși el a încercat să mă ajute și să fie lângă mine, să mă susțină. Da, el avea o firmă de taximetrie, mai așa. Avea câteva apartamente pe care le închiria, mai se mai ocupa și cu criptomonede. Un om da, și avea... stabil financiar, era un om ca să stabil spun. Financiar, da. Și atunci ce anume a dus la pierderea echilibrului în această relație? Nu știu, ce eu a cred că relația ta cu... Eu cred că a început să apară gelozia, pentru că noi ne-am întâlnit cu foarte puțin timp înainte ca pandemia să apară. Da. A apărut pandemia, am stat închiși în casă și apoi eu revenind la viața mea de dinainte, mergând să cânt, să îmi fac treaba până la urma urmei, probabil că a apărut gelozia, așa cred, nu știu. Cum se manifestă gelozia în viața Gabrielei Vladu? Doamne, nu suport gelozia. E să nu mă ții din, să nu cer să mă ții din scurt. Să nu... Ce, cum ai fost tu ținută din scurt, Gabi? Sunt oameni care lovesc, sunt oameni care devin agresivi verbal, sunt oameni care te șantajează emoțional sau oricum, câteodată îndoiala poate să jignească cu atât mai mult cu cât... Exact. Îndoiala asta mă deranja pe mine, că dacă îmi scria cineva, de ce îmi scria cineva? Da, și el avea acces oricum. Dă-mi un exemplu de mesaj, pentru că tu oricum ești un om în lumina reflectoarelor și e firesc ca un bazin de oameni să-ți transmită aprecieri, felicitări pentru cum arăți, pentru cum cânți, pentru efectul pe care l-ai asupra lor potrivit cântecelor pe care le cânți. Da, uite. Ce mesaje poate primi o femeie care pot duce la destabilizarea relației? Cred că nu mesajele erau problema, cât cred eu persoanele care mi le dădeau. Nu știu. Pentru că dacă îmi răspundeau la un story, de exemplu, așa. Îmi răspundeau 10 oameni, nu știu, dintre care 7 în vârstă și 3, eu știu, mai tineri, da. Acolo era problema. Și culmea că el avea acces la Instagram, Facebook, YouTube, tot ce aveam tu eu. Tu fiind foarte generoasă din punctul ăsta de vedere ca să-ți ajute relații. Exact, și să nu mai văd pe el atât de gelos, știi? Îngândurat. Și să nu-și mai facă idei, să nu... Și avea acces la tot. Deci tu ai fost un om transparent, ai fost un om sincer. Da. Te-ai arătat întru totul. Întru totul. Și de cu la toate astea n-a fost de ajuns. Nu. Dar el, spre exemplu, nu era un bărbat râvnit, că tot vorbești de niște apartamente pe care le avea și pe care, eu știu, le închiria? Nici nu știu dacă era un bărbat râvnit, pentru că eu oricum nu aveam acces la ale lui, știi? Doar tu? Da. Doar pentru, el la tine? Doar el la mine, pentru că el se și ocupa. A zis că vrea să se și ocupe de online. Că atât cât putea el. Se uita la tutoriale pe internet, încerca într-un fel sau altul să mă ajute. Dar... eu sunt conștientă că tot ajutorul ăsta, până la urma urmei, venea și din dorința lui de a mă ține acolo captivă. Dar nu-l judec. Nu, păi e firesc să ne debarasăm, eu știu, să ne detașăm de oamenii care a fost o relație frumoasă. 3 ani de zile mi-a fost bine cu el. Dar a trecut. Nu v-ați gândit, nu ți-a trecut prin gând că... ți-ai dori o familie cu omul ăsta, că ți-ai dori, uite, taman în perioada aceea de liniște, în care fiecare era nevoit să-și împartă viața lui de zi cu zi lângă partener. Să știi că nu m-am gândit.
La adică, un copil, uite, nu te-ai gândit? Nu, nu, dar nu mă gândesc nici acum la un copil. Mi se pare o responsabilitate prea mare. Deocamdată sunt doar eu cu Jack. Și vreau să mă pun eu pe picioare și abia apoi să fac un copil. Poate. Nu te-ai gândit că poți să-ți îndeplinești visul ăsta de a avea o casă împărțind cu cineva grijile astea și munca și toată truda? Să știi că asta vorbeam cu ai mei și îmi spuneau că probabil și din cauza faptului că eu sunt singură la părinți, am tendința de a face eu singură și de a fi singură, adică eu vreau să fiu singură, tot ce fac vreau să fac singură. S-a lipsit vreodată faptul că nu ai o soră, un frate? Nu, nici nu știu cum e, dar nu cred că mi-a lipsit. Adică ai fost iubită de Da, mică. am avut și am iubire, primesc iubire din partea părinților mei. Ce porți cu tine din copilărie, pe oriunde ajungi în viața ta? Știi, fiecare avem niște amintiri legate de anumite persoane, de anumite întâmplări. Ne întoarcem la ele ca să ne încărcăm din nou. Tu ce duci cu tine în sufletul tău? Bunicul meu, încă de când eram mică, îmi spunea să am obraz și îmi tot arăta, îmi arăta gestul ăsta, știi? Dacă făceam vreo prostioară, nici nu trebuia să mai spună ceva, mi-arăta așa și gata. Dă-mi exemplu de o prostioară pe care mă ceai. Una din cele Copilărești! Multe. Anume? Copilărești, nu știu. Uite, mai crescusem la un moment dat și intram în casă, ne strângeam foarte mulți copii la colț, ca așa ziceam noi. Și la un moment dat... pe mine și vreo două, trei vecine ne chemau în casă. Și stai seama că am fi vrut și noi să mai stăm afară cu copiii, să ne jucăm, eram o grămadă de copii. Și ne chemau în casă. Și intram în casă, așteptam să adormă ai mei și ieșeam. La câți ani? Păi, cred că aveam vreo 11 ani, 12 ani, știi? Și ieșeam și eu la copii. Că și te prindea bunicul sau cine? Că tot îl ai... Mă prindea, ori mă auzea bunicul pentru că bunicul adormea, cred că cu bunicul se mânca, adormea foarte greu. Adorme și în momentul de față foarte greu. Ori, la un moment dat, țin minte că a pus maica mea o ață la ușă. Să-mi stai seama că eu ieși și n-am văzut-o, știi? Și a pus o ață și la fel, iarăși au dat seama că tot ieșa. Dar ieșeam la poartă să stau și eu cu copiii. Prea mă băgau de vreme în casă. La ce oră te băgau în casă, Gabi? Păi, fiind vară, că eu vorbesc de vară, cred că pe la 11 noaptea, 11 jumătate. Prea de vreme, la 11 noaptea. Prea de vreme, pentru că gândește-te că toți copiii se strângeau la mine la colț. Adică în adică intersecția respectivă, lider de mic așa. Nu, dar în intersecția respectivă eu aveam casa. Acolo era casa mea. Și stai seama că eu stând în pat și auzindu-i pe ei cum se jucau și cum se distrau, cum se voiam și eu să ies. Și dacă tot nu mă lăsau, așteptam să doarmă și ieșeam și eu. Da, mami. Și atunci bunicul zicea să ai obraz, obraz. Să nu minți. Da. Și pe bunicul porți cu tine tot timpul. Bunicul, păi cântecul de la el pleacă. De la bunicul meu. Insufla dragostea asta pentru muzică. Bunicul meu, da, și tatăl meu. Cântau? Cânta bunicul meu. Așa. Erau trei frați. Și eu știu din povestite că nu i-am văzut, dar din ce povesteau ai mei, cântau toți trei frații și tatălui meu mi-a plăcut întotdeauna să cânte. A iubit muzica. Eu știu așa, că erai mică, aveai acces la repertoriul Stelianei, Zima, da, care ți este casetele. Mătușă și o ascultai deseori, până când se apropiau niște oameni, că atunci deveneai, te rușinai, erai timidă, închideai tot. Da. Mai păstrezi acum din timiditatea aceea? Da. De ce nu voiai să fii descoperită? Nu știu, dar eram... Tocmai începusem să cânt. M-am apucat prin clasa 8-a eu de cântat. Și m-am dus, m-a ascultat mătușa, mă pregăteam pentru Corabia de Aur. M-a ascultat, m-am dus la concurs, bineînțeles, am luat o diplomă de participare, aveam 14-15 ani. Și apoi mi-a dat mătușa casetele din 98, parcă până la momentul respectiv. Și puneam casetele
ai mei plecau la muncă și îmi puneam caseta, îmi luase tata și microfon cu fir, aveam un microfon și mă urcam așa pe scară, știi, și cântam și mă credeam, îmi imaginam așa publicul în față. La un moment dat știu că puneam și câinii, să stea câinii să se uite la mine, să imaginez eu că sunt oameni acolo. Da, e un public numeros, da. Ce să zic, potrivit dragostei pentru căței. Și nimeni nu mă băga în seamă, știi? Și cântam și când vedeam pe geam că se apropie ai mei, opream repede tot și gata, nu mai cântam. Și totuși, cine te-a descoperit? Pentru că mai târziu ai ajuns să studiezi la Colegiul Național din Lipatii. La Dinu Lipatii am ajuns tot datorită mătușei mele. Am fost la Corabia la liceu 2 ani de zile și apoi a zis, n-ai ce să faci acolo, hai la București. Și m-a luat la București. E un avantaj să ai o astfel de mătușă sau un dezavantaj câteodată? Eu l-am văzut și îl văd ca pe un avantaj. Pentru că a fost atât de aspră cu mine și atât de dură, dar mi-a prins bine, adică nu... Stai oricum... că aflăm mai multe despre Steliana Sima. Ce înseamnă să fie mătușa Steliana Sima aspră și dură? Ce ți-a cerut? Că până la urmă poți fi un exemplu pentru alții care vor să înceapă să cânte și își doresc să reușească. Când eram la început, atunci pe la începuturi, stai seama că nu știam să mă aranjez. Nu știam cum să pun baticul, nu știam cum să pun costumul pe mine, nu știam cum să mă machiez. Nu prea știam. Și tot timpul când greșeam câte ceva din punctul ăsta de vedere, că nu puneam brâu bine, că nu puneam tulpanul bine sau ceva, mă certa și mi-arăta cum să fac. Sau, nu știu... Deci e nevoie să fii foarte atentă, în primul rând, cum te aranjezi. Da, pentru că mi-a explicat foarte clar. Omul, înainte să te audă, te vede. Și tu trebuie să-l câștigi din prima. Adică, clar, trebuie să-l câștigi prima dată vizual pe omul ăla, să-i facă plăcere să se uite la tine. Și abia apoi să-i facă plăcere să te audă cântând și să... Dacă reușești să-i transmiți și ceva. Să te asculte. Nu, mama. Gata. Jack, ia uite. Nu, iubire. Nu. Gata, mama. Jack, gata. Ia uite. Când vrei să tacă un cățel, să-i dai să mănânce, așa ai zis mai devreme. Categoric. Domnul Jack, dacă primește din acest ecler delicios cu ciocolată, mai puțină ciocolată. Cred că e al meu. Scuze. Sună telefonul, foarte bine. Ia să vedem cine o sună pe Gabi. Ia să vedem cine. Ia. Alo. Alo. Bună ziua, doamna Gabriela. Bună ziua. Sunt Daniela. Bună, Daniela. Ce faci? Ce să fac? Uite, sunt într-o filmare. Să știți că mâine când la zilele orașului. Foarte frumos, felicitări. Și am emoții rău. Aolo. Bun. Poți să te sun eu mai târziu și vorbim? Uh-huh, sigur. Bine, hai. Bine, o zi frumoasă. La fel. Gata, acum chiar... Îți amintești așa de tine când trebuia să cânți și aveai emoții? Da. Și culmea că eu aș vrea să vorbesc unele lucruri cu mătușa mea, dar nu puteam să le vorbesc, mi-era rușine. Cum ar fi, așa spre emoții, exemplu? Nu știu, legat de partea profesională, clar. Dacă, de repertoriu, de tematica textului, de genul muzical, că până la urmă... Și până la urmă și genul, da. Am văzut că l-ai schimbat ușor-ușor, adică rămâi consecvent de folclorului, pe muzică populară, dar... Potrivit unor titluri pe care eu le-am citit, pentru că ești un om urmărit pe YouTube, foarte urmărită, pot să spun, pentru că am văzut că ai vizualizări foarte multe. Cerc. Ultima, felicitări pentru tot ce ai făcut până acum. Mulțumesc. Ultima melodie intitulată Dumă. Dumă, cu Mihai Chițu, da. Așa. Cum, de unde ai izvorât, eu știu, dorința asta sau... cum s-a conturat această nouă imagine a ta, pentru că acolo nu mai ești îmbrăcată, cum spunea mătușa, da, să-ți pui băsmăluța cum trebuie, eu știu, baticul,
acolo ești Gabriela altfel. Și acolo, culmea, dacă la început mi-era greu și nu știam cum să pun baticul sau cum să pun costumul, aici? Aici nu știam în ce să mă îmbrac, știi? Și cum ai optat? Ai avut un stilist? Ai avut pe cineva? Am avut pe Mihaela, o prietenă. Și m-a ajutat, ea m-a luat, m-a pus prin oglindă, hai să vedem, în asta stă bine, în asta nu stă bine. Mi-era foarte greu să fiu îmbrăcat, să cânt și să fiu îmbrăcat altfel. Când ți-a fost cel mai greu în viața ta de până acum, Gabi? Când profesional sau așa, în general? În general. În general, când mi-am făcut operația la ochi. Mamă, cât de greu mi-a fost. Greu în ce sens? Că ai avut nevoie de o perioadă de recuperare, timp în care, eu știu, te-ai ferit să fii văzută? Nu, perioada de recuperare a fost foarte ciudată. Bine, nu mai trecusem prin așa ceva. Dar am avut niște stări de nedescris. Adică îmi părea rău că am făcut-o la un moment dat. Îmi părea rău în primele... Ce înseamnă? Aveai dureri de cap? Erau dureri fizice? Nu suportam lumina. Stăteam numai pe întuneric. Niciun fir de lumină nu-l suportam. Așa. Mă dureau ochii, mă durea capul, mă durea absolut tot. Cât timp ai suferit de această miopie? Miopie, da. Miopie. Astigmatism miopic, de fapt. Am avut probleme de mică. Și de mică nu portam ochelarii. Mi-aduc aminte că venea mama după mine, puneți ochelarii. Nu-i suportam. Până la urmă ai fost nevoită să-i porți. Câți ani de zile? Sau cum ai hotărât să te operezi ca să scapi de... Problema. Sincer, nu știam că pot să mă operez. Eu mă tot duceam la în corabie acolo la un medic oftalmolog și l-am întrebat de operație și mi-a zis, știi, nu poți să te operezi. Până când am venit în București și o doamnă doctor mi-a zis, da, știi că tu dacă vrei poți să te și operezi. Adică nici nu mai știam pe cine să mai Dar cred. Dar inițial cum ți-a argumentat? De ce nu puteai să te operezi? Că aveam dioptrii prea mari, așa mi-a spus domnul doctor atunci. Și venind în București, făcând un consult, ți-am zis, mi-a spus doamna doctor că pot să mă operez, apoi am început să caut. Da, culmea că mi-a spus asta prin 2017 și eu abia anul trecut m-am operat. Adică după foarte mulți ani, după foarte mulți ani m-am decis, dar căutam constant informații. Până când am mers la un... din nou la un consult, la un domn doctor. Cine ți-a fost aproape atunci, că tot spuneai că aveai niște stări de nedescris? Fostul prieten. Fostul prieten. Cum îl cheamă pe fostul tău prieten? Nu este numele. Păi de ce? Că a fost și el botezat. Mădălin. Mădălin. Da. Mădălin, despre care tu vorbești frumos și zici că ai avut o relație de prietenie. Da. Cu toate astea, rămâne o rană acolo nevindecată, pentru că a existat această gelozie. Da. Tot nu mi-ai spus... Ce presupunea gelozia asta, Gabi? Ți-am zis, cine mă căuta, de ce mă căuta, mai ales că eu nu răspundeam. Dacă păi story-uri le facem în fiecare zi, corect. Mai ales cu... Da, dar și... avea o problemă, eu cred că asta era problema lui, cu persoana care mă căuta, nu știu, probabil intra pe profil, se uita la ei, eu știu ce naiba făcea. Da. Și cred că toate chestiile astea apar și dintr-o lipsă de încredere a persoanei respective, știi? Acum să vorbim de gelozie la modul general. Cum construim încrederea? Nu știu, că nici eu nu am încredere. Față de partenerul de lângă noi. Nu știu să spun. Eu abia... Cu ce te-a cucerit, Mădălin? Te-a pierdut cu gelozia. Cu ce te-a cucerit, Mădălin? Cu insistența. Era foarte insistent. Ce anume făcea cu insistență? Mă căuta... venea după mine pe Instagram, pe Facebook, cum v-ați cunoscut? La ziua lui, am cântat la ziua lui de naștere și acolo ne-am cunoscut. Era mai mare, mai mic decât tine? Era mai mare, da. Cu câți ani? Cu vreo 7 ani aproape. Da. Rezonabilă diferență. Da. De vreme doi oameni se împacă. Corect. Da. Și ce? Îți scria că ești frumoasă, că ești cum? Talentată, că ești dragă. Cum v-ați întâlnit prima deci dată? Ne-am întâlnit la ziua lui. De ce îți spun? Pentru că tu acum ești singură sau ești într-o relație cu cineva? Vorbesc cu cineva. Te tatonezi cu cineva, da. În regulă. Poate fi un reper și pentru alți admiratori ai tăi, măcar să știe. Pe Gabi o putem cuceri sau putem să ne arătăm, eu știu, o apreciere, o formă de respect. Prin știi... ce?
anume e important pentru tine? Uite, eu nu... Cred că probabil tot din lipsa încrederii apare chestia asta. Nu îmi place când un băiat îmi spune ce frumoasă ești sau... Deci nu-ți stă place bine așa. Nu îmi place. Mie îmi plac oamenii direcți, oamenii care vorbesc normal. Tot direct poate să zică ăla, cât ești de frumoasă, fată. Ești foarte frumoasă. Sau poate nu mi-a spus-o cineva sincer, știi? Poate, că mie mi se pare că un om când vine și îți vorbește așa frumos, are ceva de ascuns. Serios să spun. Dacă îmi vorbește vreun băiat frumos, zic că mi-ascunde ceva clar. Cum ar trebui să fie autentică sinceritatea asta? Păi, nu știu, om, să se bâlbuie. Da, să se bâlbuie, să nu-și găsească cuvintele, să-i se umezească ochii. Așa e, da. Uite că mi-ai răspuns tu. Și Madalina așa a fost? Da, a fost foarte direct și foarte, foarte direct, foarte insistent și un om normal. Ai cântat la ziua lui și după aia cum v-ați întâlnit? Am cântat la ziua lui, apoi m-a chemat la petrecerea de după. A doua zi m-a chemat din nou. Și, da, mama. Și apoi m-a tot căutat. Și ne-am întâlnit. Te-a căutat unde? La repetiții, la alte evenimente? Știa m-a unde tot căutat pe telefon. Pe telefon. Păi am ieșit în oraș. Și ți-a oferit flori, ți-a oferit bomboane. Oferi și el la început, ca toți băieții, știi? La început, ca toți băieții, după care? După care a uitat să mai aducă flori. Ce nu i-ai zis? Ba da. Și nu le-a adus înapoi? Nu, mi-a zis să-mi cumpăr, că-mi dă el banii. Da. Și nu te-ai mulțumit cu asta? Nu m-am mulțumit cu asta, că nici măcar banii nu i-a dat pe ele. Da. Deci până la urmă... Până la urmă, oamenii nu sunt ceea ce... Gata, Jack. Gata, mama. Ia. Deci încoace să mai mâncăm un pic. Fii atent. Noi mâncăm, vorbim pentru suflet. Da. Tu pentru stomac. Deci până la urmă, ce a avut frumos, Madalin? Până la urmă, începutul a fost frumos. Adică, mie îmi plăcea de el omul de la început, de când l-am cunoscut eu. Mai târziu s-au mai schimbat lucrurile. În ce constă frumusețea unui bărbat pentru tine, Gabriela? Contează aspectul fizic? Nu neapărat. Nu contează. Ce contează? Nici stabilitatea financiară? Cunoștințele pe care le are? Ce anume contează? Da, îmi plac băieții deștepți. Foarte mult îmi plac băieții deștepți. Să citească, să vorbească? Cum mai defini un om deștept? Neapărat să citească, că sunt și oameni care citesc și nu prea. Să fie deștept, să știe despre viață. Să... Adică să aibă o inteligență emoțională, să aibă experiență exact. De viață. Experiență de viață, da. Și îmi plac oamenii ăștia. Și despărțirea de Madalin a fost cum? O discuție? A fost... mă căutase cineva pe Instagram. De fapt, nu mă căutase, mi-a răspuns la un story. Vezi, toate problemele erau de la story-uri, mai bine mai puneam. Și cum sunt story-urile tale, cântam Gabi? Eu ceva, cântam, așa. Știi? Cântam, mândrelor nu vă e greu să iubiți, mă rog, o piesă. Da. Și îmi răspunde ce răutăcioasă sau ceva de gen. Așa. Și eu n-am răspuns la story-ul ăla, că erau mesaje pe care nu le deschideam sau cred că le deschisese el înainte, nici nu mai știu. Asta era de Mihail și Gavril. Și eram cu Jack în parc și apoi mă sună, el era plecat, mă sună că ce, că blochează, avea o chestie cu blocatul, el bloca să oamenii. Blochezi oamenii care îți scriau pe Insta, da. Și că blochează, că nu știu ce. Zic, băi, cum să blochezi, m-a săturat câți oameni am blocat, că mi-ai zis tu să blochez, știi? Și ei, dacă nu blochezi, când vin acasă să nu te mai găsesc, zice el. Condițiile în care mai spusese asta de câteva ori înainte. Probabil că, uite, de atunci s-a accentuat dorința asta a mea de a-mi cumpăra un local meu. Ai simțit că depinzi Am de el? Am simțit, da, că... Zic, ia, uite, locuiați împreună atunci. Locuiam împreună, locuiam la el, da. Și ai blocat persoana respectivă sau pur și simplu nu, ai Nu, n-am blocat-o, pur și simplu am plecat. Da. Cine ți-a fost atunci alături, Gabi? Două prietene și părinții mei. Adică i-am sunat pe mail, am spus, știi ceva, uitați ce s-a întâmplat, eu gata plec. La care ai mei, pleci, nu te mai întorci. Nu mă mai întorc.
Da. Cine a zis? Mama, tata? Tata. Am o relație frumoasă cu tatăl meu. Definește ce înseamnă relație frumoasă cu tata. Ce face tata pentru fata lui? Vorbim despre orice. Fata lui. Vorbim despre orice și dacă... Nu știu, avem o relație specială încă de când eram eu mică. Se pare cenzura, apropo de asta, că... cenzura o formă a civilizației. Se pare necesară cenzura asta? Tu vezi că din ce în ce mai mult mi se pare că evoluția duce înspre o dezinvoltură de asta acutizată, adică ne îmbrăcăm cum suntem, adică ne exprimăm cât mai liber, până unde? Nu știu, dar oricum s-a schimbat lumea. Eu așa vreau o văd de la... Ce inovație cosmetică sau care ar fi inovația cosmetică de care nu te-ai putea desprinde? Cosmetică? Da, la ce nu renunți în fiecare zi? Îți este necesar zilnic? Păi, automat să-mi fac rutina mea de dimineață, seară, trebuie să mi le fac. Așa. Și... make-up, ceva... Nu mă machiez în fiecare, mă machiez atunci când am treabă. În rest, stau nemachiată. Dacă mă vezi cum ies prin parc cu Jake în pijamale și nemachiată și cu părul prins într-un moț, n-am o chestie cu astea. Îmi place să fiu cât mai normală. Sau la țară, să ne vezi la țară. Cum ești la țară? Cum erai de copil? A fost un copil fericit, nebun. Am fost băiatul lui tata. Că, uite, înainte să mă nasc, a zis așa, că dacă e băiat, îl fac fotbalist. Dacă e fată, o fac cântăreț. Fix și a plăcut lui în viață, să joace fotbal și să cânte. Și cum am ieșit fată, n-a avut să mă facă cântăreț. Și mama n-a avut niciun cuvânt de spus? N-a zis, uite, fata nu trebuie să fie nici cum zici tu? Nu, ai mii m-au susținut. Am primit susținere din partea lor. Da, chiar am primit susținere. Și primesc în continuare. Crezi că vrei o casă? Da. Care să fie a ta? Da, ți-am zis de unde s-a accentuat. Cred că de acolo s-a accentuat mai mult. Pentru că până atunci nu aveam ideea asta de casă. Adică o aveam, dar nu aveam atât de accentuată. Acum zic, nu, trebuie să lucrez cu... să vorbesc puțin cu cineva de sus și să fac să fie posibil, să facem eu și părinții mei. Deci la un loc cu ei. La un loc cu ei, da. Muncești pentru acest vis al tău. Muncim, da, toți pentru asta și... bine, singură clar nu am cum la vârsta asta. Și acum, dacă tot am vorbit de o experiență care s-a dovedit a-ți fi spre folos, pentru că, uite, tendința e să ai o casa ta, să... Și ai spus că ești într-o relație de tatonare cu... un alt om, sunt convinsă, frumos și cu anumite calități, da, care nu te-au putut lăsa indiferentă. Ce poți să ne zici despre asta? Este un băiat care este în același domeniu de activitate? Nu e. Nu. Nu. Și nu pot să zic prea multe despre el, că abia ne cunoaștem, dar e un băiat bun. Seamănă puțin cu tatăl meu. Da? Da. Așa și la comportament și la... O să te întreb acum, descrie-l pe tata, ca să pot să mă apropii de... Cum îl cheamă? Marius. Marius. Da. Și cum e Marius? Sau cum era tata în tinerețe, te rog să-mi spui. Bine, spre deosebire de tatăl meu din tinerețe, Marius nu e atât de agitat. Cum era tata în tinerețe, era foarte agitat. Bine, așa cum e. Da. Dar nu e chiar atât de agitat. Dar, în schimb, seamănă cu tatăl meu cel de acum, știi? Da, e mai înțelept, adică mai... Este echilibrat. Este. Da? Da. Ce gesturi face care să te copleșească sau să te mulțumească? Simpla lui prezență și felul cum vorbește și faptul că, uite, din nou spun, mă privește în ochi atunci când vorbește cu mine. Și îmi place că e un om care are încredere în el. Omul ăsta chiar are încredere în el. Și automat îți dă și ție o doză de încredere. Eu personal nu am foarte mare încredere în mine și recunosc asta. Dar având în lângă mine un om care chiar are încredere în el, parcă... Când spui nu am încredere în mine, la ce anume te referi? Nu știu, nu am încredere în mine dacă trebuie să fac ceva nou sau să mă duc să
cânt într-un loc nou, unui public nou, am emoțiile alea dinainte, știi? Nu am încredere până nu pun mâna pe microfon și nu fac ce știu eu mai bine, până nu simt oamenii, am așa o lipsă totală de încredere. Și atunci Marius îți oferă... Marius, da, el e de mai fapt... degajat, el e mai... Eu mă agit, sunt stresată, sunt... El e atât de calm și atât de zen. Ai spus că nu împărtășește, nu împărțiți același domeniu de activitate. Nu. Nu. Da. Cu ce se ocupă Marius? Măcar tangibil este, îi place să asculte muzica. Îi place, da? Da, și lui îi place să cânte, vai ce îi place. Așa. Știe să danseze? Știe să și danseze, dar mai mult îi place să cânte. Chiar știe să cânte. Se pricepe și la asta. Ce altceva faceți împreună, Gabi, care să vă țină la un loc? Mai merge cu mine pe unde cânt eu. În ultima vreme n-am avut timp să ies și eu undeva, să zic, mama, mă pregătesc în seara asta și ies și eu în seara asta la un restaurant. Nu, exclus așa ceva. Chiar cum te relaxezi? Cum îți încarci bateriile? Prin ce? Făcând ce anume? Stau acasă cu frumosul ăsta. Doar atât? Da. Mă relaxez total. Asta e, și ies în parc. Păi tu, fată, scap foarte ieftin un bărbat așa, da, doar să te lase cu Jack acasă și să nu te mai că la un film, la un teatru, la, nu știu, la o plimbare într-o... Perioada asta nici n-am timp. Și dacă am puțin timp, prefer să dorm. Deci tu și Marius acum nu locuiți împreună. Ai spus că îți place că vorbiți și îți vorbește frumos și te privește în ochi atunci când vorbește cu tine și că îl simți sincer. Îndrăznesc să-ți mai adresez o întrebare, nu neapărat ce vârstă are, dar... mă gândesc că sigur e mai mare decât tine, dacă e foarte stăpân pe el și e un om degajat și asta te inspiră. Te gândești în perspectivă la ce va duce relația ta cu Marius sau unde ai vrea să ajungă, spre ce? Acum nu pot să spun și nu sunt sigură nici ce o să fac mâine, dar vedem. Deocamdată suntem la stadiu de a ne cunoaște. Ce înseamnă a ne cunoaște? Doar vorbiți pe telefon? Vorbim și ne mai și vedem. Mai mâncăm zilnic? Împreună. Ne vedem aproape zilnic. E minunat. Bine, pe la mine mâncăm. Mai ieșim cu Jack la o plimbare. Am înțeles. Te cunoaștem. Ce proiecte ai de viitor, Gabi? Trebuie să intru în studio. În toamna asta o să intru și eu în studio, că am multe piese în lucru. Tot în genul celei ultimei pe care... Nu. Muzică populară. Am și albumul la Maestru Bod Crozachi și nu sper să fie gata cândva. Că tot aștept. De cât timp aștepți? Cred că de vreo 3 ani. Câte piese ai în lucru? Un album întreg? Un album întreg, da. Da. Sunt vreo 12 piese. Că mai am eu 3 făcute, am zis că le pun și pe alea astea. Ce te enervează cel mai mult la oameni? Și ce nu poți să accepti în afară de gelozie? Nu-mi plac oamenii care te ajută și apoi îi strigă. Nu-mi plac. Adică, dacă vrei să ajuți, ajuți și punct. Ai întâlnit oameni care te-au ajutat și mai pe urmă ți-au reproșat? Da, da. Te-ai simțit îndatorată mai mult. Exact. Dacă... Și de asta am ajuns la concluzia că ce gratis, de fapt, e mai scump. De un milion de ori mai scump. Mai bine mă duc, plătesc și nu mai stau să... Pentru că eu am și chestia asta, mă simt datoare față de un om, știi? Dacă tu vii și mă ajuți pe mine cu ceva și îmi dai telefonul ăsta, eu simt nevoia să îți dau ceva înapoi, știi? Dar nu-mi plac oamenii care strigă. Îți reproșează. Și nu-mi plac oamenii răi. Și asta poate fi o formă de răutate. Exact, tot o formă de răutate. Cum ai caracteriza bunătatea, uite, în contrast cu răutatea? În primul rând să iubești animalele. Dacă ești un om bun, clar le iubești. Așa. În al doilea rând să fii empatic. Să dai o energie bună. Știi că îți dai seama de un om dacă e bun sau nu în funcție de energia pe care el o emană într-o cameră. Știi? Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu bine
Și la un moment dat să apară o persoană cu o energie negativă sau care nu are, care are o energie la pământ și să-mi dai și mie din starea aia, pentru că eu preiau din starea oamenilor. Preiau foarte mult din stare. Stările se transmit. Da. Deci îți plac oamenii pozitivi, oamenii da. Optimiști. Da. Dacă ar fi deschiși. În câteva cuvinte să te caracterizezi, să-ți faci o autocaracterizare, ce ai spune despre tine? Fix asta sunt. Optimistă, pozitivă. Uneori vorbesc mult, alteori nu vorbesc deloc. Am zile când efectiv nu vorbesc și nu că sunt în pauză vocală. Pur și simplu simt nevoia să tac din gură, să nu mai zic nimic. Se întâmplă cam rar, da? Știi? Și sunt foarte deschisă și sinceră în momentul în care spun ceva. Adică dacă mie asta trece prin cap, eu asta spun. Acum mi-o părea rău, nu mi-o părea mai târziu. Sau... S-a întâmplat să fii sinceră și să fii directă și să-ți pară rău da. Mai pe urmă? Da. Asta la nervi. Există prieteni în domeniul tău de activitate? Nu știu ce să spun, că înainte parcă eram prieteni. Da, cu parcă nu mai sunt. Ce făceați înainte? Ce se întâmpla înainte? Aveam și eu colegi cu care ieșeam, cu care vorbeam, aveam un grup, aveam o relație frumoasă noi câțiva acolo. Doar că între timp eu am rămas la București, alții au plecat cine știe pe unde. Fiecare, cred că de când cu pandemia asta, fiecare și-a găsit așa, și-a căutat de fapt, cred că drumul lui. Și nu ne mai sunăm, nu mai vorbim, nu ne mai întâlnim. Nu te sună ei, dar tu ai sunat? Da, da. Eu sun, eu n-am probleme. Tu azi poți să mă înjuri și să mă faci cu ou și cu oțet, că eu dacă în sufletul meu sunt bine cu tine, eu te sun mâine, n-am nicio problemă. Da. Deci ești un om care iartă ușor. A, foarte ușor. Cred că e un cel mai mare defect al meu. Urma să te întreb da. Despre cel mai mare defect al tău. Iert atât de ușor, dar nici mie nu vine să cred. Și chiar uite, iar am fost. Și mai zic vorba aia, iar am fost proastă. Ce ai iertat cel mai greu de iertat? La oamenii pe care i-ai cunoscut în viața ta până acum. Ce-am iertat cel mai greu de iertat? Da. Faptul că am fost mințită. Faptul că au încercat să mă păcălească prin... Să mă vorbești de mai mulți oameni. Da. Să te păcălească. Da, faptul că au vorbit lucruri despre mine în condițiile în care eu stau cu tine și sunt cu tine... Știi? Și la un moment dat să auzi fel și fel de vorbe după, nu știu, luni sau ani de zile. Ce s-a auzit despre tine, Gabi? Ce te-a atins sufletește și te-a rănit? Și cine a făcut lucrul ăsta? Da, s-au auzit niște lucruri total neadevărate. Cum ar fi? Adică eu am, de exemplu, am un manager. Când stăteam eu cu chirie... N-aveam bani, câteodată n-aveam bani nici de mâncare, venea, mi-aducea de mâncare. Toți oamenii trec prin da, momente de astea. N-aveam bani de mâncare, venea omul și mi-aducea mâncare, venea omul și îl sunam. Băi, n-am și eu bani luna asta de chirie, nu mai sunam pe mine acasă, știi? Și venea omul și îmi dădea banii și mi-o prea el la cântări. Da. Da, păi s-aud vorbe că Gabi a stat cu nu știu cine, care nu știu cine i-a dat și ce i-a făcut și plătea chiria și plătea... Acest om impresar este în continuare impresarul tău? Da, da, da. Și este un om cunoscut. Cum îl cheamă? Nu e un om cunoscut, e un om mare. E de seamă cu maică mea. Așa. Da, adică mulți oameni, eu înțeleg relații, eu pot să înțeleg relația dintre o femeie și un bărbat, dar nu, uite, eu aveam 20 și ceva de ani, omul avea aproape 40 de ani la vremea aia. Mă enervează oamenii care se gândesc la lucrurile astea, adică dacă... Nu știu dacă cuiva îi stă în putere să facă astfel de lucruri. Asta nu înseamnă că și celelalte persoane, cealaltă persoană face așa, știi? Mai nervează, le-ai auzit tu sau, eu știu, au fost zvonuri printre prieteni sau le-am printre auzit, cei despre care credeai că sunt le-am prieteni? Le-am auzit, dar le-am auzit târziu, că asta e... Au apărut în presă, mă gândesc nu, dacă nu, au căpătat nu. O amploare. Nu, dar ai văzut că se duce vorba, băi, uite ce îmi zicea Xulescu de tine, știi? Și se duce vorba, dar culmea e că am auzit foarte târziu, am auzit la câțiva ani. Și ai aflat și despre oamenii sau care au fost oamenii care au vorbit despre nu, tine? Nu, n-am aflat astea? Despre oamenii, că nu... Da, îți dai seama că era, oricum, am avut mulți prieteni, știi?
Nu pot să zic că a fost X sau a fost Y. Ai un band al tău sau ai o carieră de asta, cum să zic eu, mergi să cânti la program sau ai o formație care te însuțește și îți asigură acompaniamentul? Merg cu Mihai. De când am început proiectul ăsta mergem și împreună și merg singură. Pe unde... Unde ești solicitată. Da. Și aici intervine și impresarul despre care tocmai ai povestit, mă gândesc, care îți facilitează, eu știu, da, contractarea. Da, ori am evenimente cu el, ori am evenimente singură, ori am evenimente cu, cu Mihai, cu Chițu. Deci, da, cam asta e. Ce să zic? Gabi, nu știu ce să zici, că... Îți zic eu așa, că îmi doresc data viitoare când ne întâlnim, bine, până atunci o să ne mai vedem prin București. Da. Cu sau fără Jack, pentru că în restaurant începe să se lase frig, vine toamna, nu ne permite să mergem cu Jack. Dar sper să auzim numai de bine, tu, fată dragă, să rămâi puternică și încrezătoare și optimistă, să-ți ajute Dumnezeu și... Să ai casa ta. Ah, te bine. Da, să văd asta cum ți se umezesc ochii. Să ai casa ta și să găsești oamenii care să-ți bucure inima, să te simți apreciată. Să știi și... că asta l-o rog pe Dumnezeu. Să-mi scoată în cale oamenii buni. Să-mi dea la o parte pe aia răi și să-mi scoată pe aia buni. Doamne, da, ajută. Mă bucur că te-am cunoscut. Mă bucur. Așa, mai de aproape. Mulțumesc. Și acum... Hai să mâncăm prăjitura. Păi Jack a mâncat destul. Da. Hai. Domnul Jack, l-am împărțit cu tine, eclerul. Ia, mama. Mai dăm și tine. Bun? Îți place.